cel mai serios foștilor colegi de la PSD, că există, apropo de amenințările pe care le tot transmit către mari PSD și diversi oameni de bună credință din PSD și membrilor PSD, pentru care avem dată stima, sunt oameni deosebiți, vor începe să vină la România. Ce vreau să atrag atenția, că aceste amenințări pot fi valabile încă o lună și ceva până la lege. Dacă există viață și după 26 mai și va exista viață, în mod cert, și după 26 mai cu un alt guvern, nu cu guvernul PSD, fiindcă, în mod cert, după alegerile europarlamentare, va fi o moțiune care va trece. Că un PSD cu un 20% este clar că nu mai are nicio legitimitate să stea în fruntea țării și va fi un alt guvern din care, în mod cert, ceea ce va unul din PSD nu va face parte din acel guvern. Și atunci, toate armele pe care le fluturei acum în fața celor care se manifestă pe România, le recomand să le folosească paloșul respectiv, să-l țină pentru pantalonii proprii pentru după 27. Cum sună aceste amenințări? Cu pierderea funcției, cu controle, cu ce am învățat de mici la alte partide. Unii de trei.